Hip-hop relic. Răzvan mi-a plăcut foarte tare, foarte mult ce joacă în filmul ăsta. Mie îmi place Răzvan în general, dar în filmul ăsta mult special, pentru că personajul lui e tatăl Anei, deci fata mai tocilară și mai părinte. El e un tată din ăsta autoritar și comunist, să vii la 10 acasă, să nu faci aia, să Și personajul lui începe așa și undeva pe parcursul filmului trece printr-o groază de chestii și devine un tip foarte drăguț și amuzant. Are tot felul de secvențe în care e foarte amuzant, nu să vă povestesc, trebuie să-l vedeți, vreau să vă fac curioși. E un partener excepțional, excepțional, e un om generos, un om talentat. Îți făcea plăcere să aștepți să vezi cum lucrează, știi, cum vine cu propuneri, e minunat. Este o comedie splendidă, este un timp extraordinar de frumos petrecut în sala de cinema, este o performanță din partea acestei minunate Cristina Iacob. Sunt sigur că o să aveți un timp excelent văzând acest film.